David spunea într-una dintre cântările sale: mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Lăudat să fie Domnul că până în ziua de astăzi ne-a păstrat și avem încredere că va îngriji de noi nu doar pentru zilele următoare, ci pentru toată veșnicia, pentru că Domnul este de încredere. Am spus aceasta la începutul lecției Limitele încrederii, a opta lecție din tematica Limite. Să reflectăm asupra limitelor încrederii, adică în relațiile noastre cu Dumnezeu, cu oamenii. Cât putem să acordăm încredere fiecăruia dintre cei cu care interacționăm? Ba chiar cu la noi înșine. Ce încredere putem să avem în gândirea și în faptele sau în puterea noastră? Să ne amintim cele scrise în Luca capitolul 16 despre un ispravnic, despre care stăpânul a aflat că nu mai este vrednic de încrederea lui. Ca atare și-a propus să-l concedieze, l-a chemat să dea socoteală, dar după cum n-a fost credincios până atunci, așa n-a fost până s-a finalizat operația de închidere a relației lor. Și Domnul spunea în această pildă, prin contrast, că dacă nu dovedim încredere acum, în cele vremelnice, nu vom avea drept în cele veșnice. Oarecum în aceeași idee este și pilda polilor, tot din Luca capitolul 19, unde este scris că stăpânul le-a acordat o încredere inițială celor care le-a împărțit cei 10 poli și unul mai mult, altul mai puțin, s-a dovedit vrednic de misiunea încredințată, dar unul dintre ei n-a avut încredere în stăpân, n-a avut încredere în lucrările ce le-au făcut ceilalți, a avut o teamă exagerată și stăpânul i-a luat și polul care i l-a dat. Sunt anumite momente limite în care trebuie să alegem în cine să avem încredere. În Dumnezeu cu siguranță, în oameni după starea lor. Să ne amintim tot de la începutul lecției noastre cele spuse în cartea prorocului Ieremia, la capitolul 17, de la versetul 5. Așa vorbește Domnul: blestemat să fie omul care se încrede în om, dar în ce condiții? Care se sprijinește pe un muritor și abate inima de la Domnul. Deci n-ar fi problemă să nu ne încredem deloc în oameni. Dar când dăm mai mult credit unui om în spusele lui și nu Scripturii, de exemplu, cădem sub blestem. Un astfel de om, scrie versetul următor, este ca un nenorocit în pustie și nu vede venind fericirea. Locuiește în locuri arsele pustii, într-un pământ sărat și fără locuitor. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul, la cărui nădejde este Domnul. Și aceasta o vom aborda în primul rând, încrederea în Domnul. Căci el este ca un pom sădit lângă apă care își întinde rădăcine spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul rămâne verde, n-a sucite, nu se teme și nu încetează să aducă roadă. Am împărțit prima parte a lecției noastre, limitele încrederii, în explicații și aplicații, în paralel. Iar într-o a doua vom aminti câteva exemple pentru a ne se fixa mai bine această învățătură. Prima idee, la explicații și apoi la aplicații. Încrederea în Dumnezeu, în cuvântul Lui, în Biblie, așa cum este scris ea de la Geneza 1 la Apocalipsa 22. Dacă ne încredem în ceea ce este scris, avem o bază solidă a credinței noastre. Dacă punem la îndoială Scriptura, totul devine nesigur. În cartea Psalmilor sunt câteva versete foarte clare în care oamenii lui Dumnezeu și-au declarat deplina încredere în Dumnezeu. Începem cu Psalmul 9, versetul 10. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine.
căci tu nu părăsești pe cei ce te caută, Doamne. Ori numele Domnului cunoaștem din Scriptură. Psalmul 22, versetele 4 și 5, puțină istorie. În tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și izbăveai, strigau către tine și erau scăpați, se încredeau în tine și nu rămâneau de rușine. David, cel căruia aparțin cei mai mulți dintre psalmi, spune la rândul lui în psalmul 56, versetul 4, eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui, mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? În psalmul 78, în psalmul lui Asaf, este scris că la nivel de familie trebuie să ne învățăm copiii, generația care vine, să cunoască acest cuvânt tocmai cu scopul dobândirii încrederii în Dumnezeu. Scrie de la versetul 5 că Dumnezeu a poruncit părinților să-și învețe copiii în legea lui Israel, să fie cunoscută, să poată fi purtată în generațiile următoare și în versetul 7 este ceea ce aminteam. Pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu. Pentru că din Scripturi, din istoria poporului evreu, din istoria lumii, din profeții, în mod deosebit, când sosește vremea împlinirii lor, ne putem forma o bază solidă de încredere în Dumnezeu. În aceeași idee este scrisă și cartea Proverbele, așa cum vă citesc din capitolul 22, de la versetul 17, pleacă-ți urechea, ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă. Versetul 19. Pentru ca să spui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări? De altfel, acesta e scopul lecției de astăzi. Să ne întărim încrederea în Dumnezeu în primul rând și să știm să relaționăm la limite sănătoase încrederea în relațiile cu oamenii. În cartea prorocului Isaia, la capitolul 26, versetul 4, iarăși avem un cuvânt frumos care spune astfel, încreți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca viacurilor. Și dintre multe alte versete mă opresc numai la Evrei, capitolul 11 și 13, citind din 11 cu 1. Și credința este o încredere neclintită, deci toată mântuirea noastră are drept punct relațional încrederea în Dumnezeu. Se spune în versetul 6, și fără credință, deci fără această încredere fermă, este cu neputință să fim plăcuți Lui. Iar în 13 cu versetul 6 este scris, așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme, ce mi-ar putea face omul? Iată care este o aplicație a acestei explicații. Așa cum spuneam, încrederea noastră în Dumnezeu are la bază Scripturile. Tot ceea ce L-a promis, planul Său de mântuire, promisiunile Sale particulare, specifice, chiar date ulterior, celor scrise în Biblie prin Duhul Sfânt sau prin alte forme de comunicare, toate acestea sunt sigure. Dar ce trece peste acestea nu îl obligă pe Dumnezeu să îndeplinească toate speranțele și dorințele noastre în viacul acesta sau în cel viitor. De exemplu, noi putem să nădăjduim că va face o anumită minune sau să venim ca fiul lui Zebedei cu anumite dorințe pentru viacul viitor și să avem încredere. Adică să simulăm noi o formă de încredere că Dumnezeu va ține cont de dorințele noastre cu rugăciuni și zile de post atașate, poate. Da, tot ce a spus Dumnezeu e vrednic de crezut și se împlinește. Dar să știm că limitele încrederii în Dumnezeu sunt în limitele cuvântului Său. Domnul Iisus Hristos s-a rugat în Ghețimani, așa cum găsim scris în Matei capitolul 26, și
A spus, vers 39, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul și totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Am putea spune că atunci când ne rugăm așa, oarecum vrem să forțăm limitele. Dumnezeu, ca și în cazul lui Ezechia, poate să modifice, să numim, limitele inițiale, dar limitele apoi tot El le fixează. Și în urmă, în baza acelor limite, putem să avem totală încredere în Domnul. În Romani, capitolul 4, este scris despre Avram, cel cu a cărui credință Dumnezeu s-a lăudat și toți sfinții ce au urmat, scrie de la versetul 19, și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era asta îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința dat slavă lui Dumnezeu, de plin încredințat că ce făgăduiește, accentuez ce făgăduiește, poate să împlinească. Deci, încrederea noastră se bazează pe cuvântul spus, scris de Domnul. Sau, ceva iară foarte important, tot în baza ceea ce este scris, citesc din Evrei, din capitolul 4, asta pentru că am întâlnit adesea credincioși care au temeri cu privire la posibilitatea de a rămâne în har, la siguranța mântuirii lor, că nu mergem în extrema cealaltă a celor care cred că odată mântuit pentru totdeauna, că este ispititoare să trăim ușuratic. Dar să ne încredem în slujba de mare preot al Domnului Iisus Hristos, este scris aici la versetul 15, că nu avem un mare preot care să n-ai milă slăbiciunii noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare, să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Scrie Roman 5 și Roman 8 că dacă Domnul s-a îndurat de noi și ne-a adus până aici, cu atât mai mult, trebuie să avem încredere că ne va sprijini să ajungem în sfânta lui împărăție. Dau și un citat care poate fi folositor pentru diferite situații particulare, cartea a doua a Corintenilor, capitolul 1, unde este scris că apostolul Pavel a trecut printr-o încercare grea în Asia și scrie în final versetului 8 că nu mai trăgea nădejde de viață. Deci, până la un moment dat a nădăjduit, apoi nădejdea s-a frânt, ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim pentru ca să ne punem încrederea nu în noi, ci în Dumnezeu care înviază morți. El ne-a izbăvit, deci iată că a scăpat și ne izbăvește într-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Deci, ca unii care nu știm dinainte totul, avem drept să cerem și să credem că ne ascult, dar să subordonăm în final rugăciunilor noastre voia Domnului să domnească peste toate. Și în voia Domnului, în baza ceea ce El ne-a promis, apoi putem să avem deplină încredere. Și această încredere, cred că are ancora cea mai puternică care trece peste mormânt. Atunci când se va împlini, ce vă citesc din cartea prorocului Isaia, capitolul 25, versetul 9, în ziua aceea vor zice, iată, acesta este Dumnezeu nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Încrederea aceasta să nu ne lipsească. În privința mântuirii, limitele încrederii în veșnicie. În ce privește alte aspecte pământești, dacă ne va da Domnul sănătate până la bătrânețe, dacă vom avea noi tot ce am cerut în plan material, dacă ne va asculta așa ca pe abeți, asta să știm că numai în cuvântul spus de Dumnezeu putem să avem încredere. Atunci vom spune, acesta este Domnul în care ne încredeam să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Punctul 2. Încrederea în biserică.
adică în autenticitatea doctrinei și în chemarea divină a slujitorilor. Aceasta face posibilă încadrarea într-o comunitate frățească și adoptarea unui mod de viață religios. Știți că sunt sondaje care la nivel național le efează ce încredere are populația în biserică. Acum aici e vorba de biserică la mod general, mai degrabă am nevoie de biserică ortodoxă. Dar chiar având în vedere situația la modul general, oamenii care cred că o anumită biserică este a Domnului și că anumit slujitor, fie preot sau păstor, sunt cu adevărat al lui Dumnezeu, asta îi face să se înscrie în acea biserică, să asculte, să primească recomandările acelor slujitori. Pavel spunea, citesc din 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 25, dar mai bine citesc întâi din 1 Timotei, capitolul 1, și apoi, așa mi se pare mai logic, 1 Timotei 1, de la versetul 12, mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit și m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui. Deci întâi a avut Dumnezeu încredere în el, apoi trebuia să aibă încredere cei cărora le slujea. Versetul 16, dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel din toată îndelungă răbdare, ca o pildă celor ce vor crede în el în urmă ca să capete viața veșnică. Și acum 1 Corinteni 7 cu 25, când dă niște sfaturi referitor la viața de familie, spune așa: le dau însă un sfat ca unul care a încăpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare. Foarte important asta. În Galateni capitolul 1 și 2, n-a justifica acest har, el spune că a primit Evanghelia de la Domnul, dar că în același timp s-a dus, potrivit unei descoperiri la Ierusalim, să se pună de acord cu cei ce slujeau acolo, pentru ca cei ce cred, și cum a fost nevoie apoi de hotărârea Conciliului Ierusalim, sau am putea spune de încrederea noastră acum în epistolele pauline, în canonul biblic, noi avem încredere doar pentru că ne încredem în Dumnezeu, ci pentru că îi credem ca oameni al lui Dumnezeu pe acești apostoli. Ceea ce este foarte important. În ce privește aplicația referitoare la încrederea în biserică, trebuie să știm că noi putem acorda încredere numai celor care sunt într-o stare spirituală bună, plăcută Domnului în slujirea sfântă. Relația lor cu Dumnezeu îi face demni de încredere. Nu capacitatea lor intelectuală, nu alte veleități, carisma lor sau vreun dar rămas pustiu, fără stăpân, așa ca la Samson, care era în derivă, ci relația lor cu Dumnezeu, spunea Iosafat, un om evlavios, cu proroci ai Domnului, 2 Cronici 20 cu 20, încredeți-vă în Domnul și în prorocii Lui și veți izbuti. Pentru că Dumnezeu are reprezentanții Săi în teren. Luca, atunci când își începe Evanghelia către Teofil, justifică acuratețea celor scrise prin cei pe care i-a cunoscut și care s-au făcut vrednici de crezare. Luca 1 cu 1. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au istorisit, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului. Vedeți? Încredințate de cei ce le-au văzut cu ochii lor și au ajuns slujitori ai cuvântului. Versetul 4. Ca să poți cunoaște astfel temenicia învățătorului pe care l-ai primit prin viu grai. Foarte important. Contează cine este autorul. Fie că e vorba de o predică, de o prorocie, cu atât mai mult, dar și de o cântare. Să-i dăm crezare câtă spiritualitate are acea persoană. Nu mai mult. În a doua epistolă către Corinteni, acolo unde se vorbește despre strângerea de ajutoare, pentru că în biserică întâlnim și aspecte de ordin administrativ.
Este scris, de exemplu, citesc 2 Corinteni 8 cu 22, am trimis cu ei pe fratele nostru a cărui râvnă am încercat de atâtea ori multe împrejurări și care și data aceasta arată mai multă râvnă din pricina marii lui încredere în voi. Și sunt și alte versete, 9 cu 4 și nu numai, în care Pavel încearcă să le spună că el se slujește de oameni de încredere în strângerea și împărțirea acelor fonduri, dar vrea să le ceară corintenilor, justificând și prin exemplu macedonienilor, să fie și ei de încredere, dacă așa s-au înțeles, așa să facă. Asta este foarte important. Hai să amintim și un plan teologic, spune Scriptura în 2 Timotei 2 cu 2. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Fără încredere sunt îndoieli și asta este rău. Moise a fost de încredere, Samuel prin viața sa sfântă, apostolii au murit pentru Domnul și învățătura lor și la fel de sinceri și de curați trebuie să fie oamenii bisericii din vremea noastră pentru ca să avem încredere în ei și limitele încrederii în ei nu să nu treacă de viața lor spirituală, ceea ce înseamnă de relația lor cu Domnul și de ancorarea lor în cuvânt, acolo unde sunt limitele de bază ale încrederii. Unii s-au încredut în oameni și au ieșit pe munte că vine Domnul. Pentru că n-au ținut cont de ceea ce este scris. I-a urmat rătăcirea lor. Nu ne încredem mai mult decât dovedește relația lor cu Domnul la zi. Un al treilea punct. Încrederea în viața de familie, în mod deosebit în bărbat, în femeie. Ca explicație, această încredere conduce la încheierea și păstrarea căsătoriei. Că îmi amintesc despre un fecior mai tomnatic, cum se spune, că l-a întrebat cineva, nu te însori? Și l-a zis, mie femeia nu-mi inspiră încredere. E drept că sunt multe femei, dar și bărbați care nu sunt de încredere. De aceea, este important să educăm copiii, adolescenții, tinerii să-și păstreze demnitatea, fecioria, pentru ca să se poată constitui apoi în familiști vrednic de încredere. În Genesa 24 avem acolo o șiruire de evenimente interesante la căsătoria lui Isaac cu Rebecca. Și acolo avem multe puncte de încredere. Încrederea lui Avram în Dumnezeu, în prezența îngerului, în robul său. Încrederea lui Eleazar în semnul care le-a pus. Încrederea familiei fetei că vine lucrul de la acesta de la Domnul. Încrederea fetei în a se căsători deși nu văse băiatul. Și de ce nu în ultima instanță? Încrederea lui Isaac să ia în căsătorie pe această fată. Fără încredere nu poți să intri. Pentru că așa cum este scris în cartea prorocului Osea, încă de la logodnă, trebuie să fie această stabilitate. Osea capitolul 2, versetele 19 și 20. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna, prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare, te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Dar în capitolul 3 scrie despre Osea că a insistat la soția lui aceea pe care o luase pentru exemplificarea stării Israelului să rămână multă vreme numai a lui, să se poată încrede în ea. În privința aceasta ca și aplicație,
Putem afirma că un om poate relaționa normal și este fericit în plan familial numai în limitele încrederii. Căci dacă se pierd, greu se mai pot recâștiga. De aceea este important, stimați familiști și tineri care vreți să deveniți familiști, să nu vă permiteți niciun gest, nicio vorbă și cu atât mai puțin vreo faptă care să ducă la neîncredere. Cum a spus unul dintre cezarii romani, că soția lui nici nu trebuie să fie bănuită. Da, pentru aceasta este nevoie de curăție și asta se poate. În cartea Proverbele, la capitolul 31, este scris despre un bărbat care avea încredere în femeie și nu uitați, aceste cuvinte au fost sfaturi date de o femeie, deci femeii care gândesc. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea. Și scrie în finalul cărții și a capitolului de aici că dezmierdările pot fi înșelătoare. Nu zâmbetele și îmbrățișările sunt baza încrederii, ci caracterul ei duhovnicesc. Când scrie aici, femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Un bărbat și o femeie de încredere nu-și permite pentru cugetul lui și pentru relația cu Domnul să flirteze. Spune tot Solomon în Eclesiastul, capitolul 7, versetul 26, și am găsit că mai amară decât moartea este femeia care inima este o cursă și un laț, a cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Deci iată că sunt femei și femei, bărbați și femei, de încredere și fără încredere. Sunt situații în care, așa cum scrie în Ieremia, sau vă pot citi din Mica, este chiar un sfat venit din partea Domnului aici, în capitolul 7, versetul 5, de asta într-o vreme de corupție, de decădere, de apostazie. Nu crede pe un prieten, nu te încrede în ruda cea mai de aproape, păzește-și ușa gurii de cea care stă în brațe. Vă dați seama? Oricum, trăim într-o lume în care, ispitită de cele câte apar în plan virtual, cel puțin tinerii, dacă n-au o bază spirituală solidă, sunt foarte ispitiți. De asemenea, la capitolul acesta, atenționez și cu privire la relațiile dintre familii, prietenii sau la bonele care ajută mamele în creșterea copiilor. Nu vreau să fiu suspicios, nici să dau apă la moară geloziei, dar totuși, din nou spun ca și la slujitorii bisericii, limitele încrederii într-un om pot să fie solide numai în baza relației lui cu Dumnezeu. Într-un om firesc e greu să ai încredere, pentru că n-are principii. Și chiar dacă ar avea și le-ar fixa și ar dori să le țină, n-are putere. Puterea vine de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt. De aceea, stimați tineri, lăsați-vă atrași în relații de căsătorie cu oameni duhovnicești. Iar dacă dintre cei ce mă ascultă sunt unii care spun, da, eu am un soț necredincios, o femeie firească, eu ce să fac? Să nu fii gelos, cum atenționam, și să te încrezi cu chibzuință. De exemplu, dacă un soț vine și spune soției, uite, semnează actele astea să girezi la bancă și cu salariul tău sau să fii de acord să girăm cu un imobil, nu te încrede. Și cu atât mai mult, îmi vine în minte acum un caz, dacă e vorba de posibile rezultate imorale, îmi vin în minte două. Într-un caz, un bărbat a vorbit cu un prieten să meargă acasă pe la el până el plecat și să muncească, și una și alta, căzut,
împăcat cu soția lui. Am în minte și un alt caz în care o femeie de data asta îi spunea soțului, du-te, ajută pe femeia aceea că e singură. A căzut în păcat cu ea. Într-un caz erau toți evanghelici, în celălalt caz doar o familie. Deci să știm care sunt limitele. Nu ne putem permite să mergem la plimbare cu altă femeie că eu am limite și mă încred. Nu. Nu-i sănătos. N-au alții cel puțin limite să creadă că plimbându-mă cu altă femeie în mașină, eu stau cu ochii deschiși că-s la volan și ea stă cu ochii închiși și se roagă. Sau dacă e vorba de vizite. Citeam un articol într-o revistă că două familii foarte apropiate au ajuns până la urmă unul dintre soți ispitit de soția celuilalt și sunt situații și situații, nu vreau să amintesc mai mult ca să nu creez eu neîncredere prin ceea ce spun. Sunt limite de încredere și, mă adaug ceva, te încrezi într-un soț, într-o soție, dar la un moment dat se poate îndepărta de Domnul și se poate întâmpla să cadă într-o imoralitate sau să se lase de credință sau să comită o altă imprudență, un alt păcat. Ce faci? Te distrugi? Nu. Trebuie să-ți fixezi dinainte că în oameni limitele încrederii sunt limitate la măsura lor de spiritualitate, la relația lor care o au cu Domnul. Și când ne pierdem încrederea în oameni, pe drept, nu imaginar, nu cu acuzații nedrepte, totuși ne rămâne încrederea în Domnul, că Domnul nu ne părăsește. Trec la punctul 4. Încrederea în orice altă persoană, din societate sau din frățietate, e importantă pentru că facilitează și asigură derularea unor contracte, convenții, acțiuni. Fără încredere nu putem să intrăm într-o relație economică, într-un târg. E necesar. Să ne amintim de situația lui Daniel și celor trei în Babilon, spune Scriptura în Cartea Daniel la capitolul 1, că și-au exprimat opoziția față de meniul împăratului și au cerut ei o hrană specifică, evreilor curată și naturistă voiau ei și scrie versetul 10, că pe tine afamelor zilui Daniel, mă tem numai Domnul meu împăratul care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât acelor astinzi de vârsta voastră, să-mi puneți astfel capul în primejdie dinaintea împăratului. Deci, până unde pot să mă încred în voi? Și a urmărit 10 zile, apoi a văzut că situația e stabilă, s-am crezut până au terminat școala. Și Dariu, am putea spune, rămânând în cartea Daniel, că avea încredere în el și se gândea să-l pună peste toată împărăția. Dar ce frumos despre Daniel citim că avea încredere în Dumnezeu. Sau pot aminti de sutașul Corneliu care a trimis un angajat de încredere la Petru. I-a spus de vedenie și a fost încredințat că îl aduce. Sau să amintim întâlnirea aceea dintre Iehu și Ionadab, fiul lui Recab, când i-a zis, inima ta este toată de curată cum este a mea față de tine, doi împărați, 10 cu 15, și Ionadab a răspuns, este, atunci hai cu mine în car. În toate situațiile vieții este nevoie de încredere. Și scrie Solomon în Proverbe, capitolul 20, versetul 6, mulți oameni strâmbețează bunătate, dar cine poate găsi un om credincios, să ai o bază în el. În cartea prorocului Ieremia, la capitolul 40, după ce a fost distrus Ierusalimul și a fost dărâmat templul, este scris că babilonienii au pus guvernator peste țară pe Gedalia. Și oamenii din jur au avut încredere în Gedalia. Și lucrurile s-au stabilizat, deși doar pentru puțină vreme. Da, încrederea este o necesitate. Iar ca aplicație,
Spun că încrederea în relațiile dintre romani este bine să se limiteze la operațiuni lipsite de riscuri majore. După cum și o bancă oferă credit numai în anumite condiții, în anumite limite, nu ne putem hazarda. Să ne încredem, cum scrie în profeți, că se încredeau în Egipt și se sprijineau pe o trestie frântă. Știți, războaiele care au fost, veneau babilonienii, egiptenii, cu cine să se alieze. Ei ar fi fost siguri dacă s-aliau întâi cu Dumnezeu. Și în bunătatea sa le-ar fi spus de partea cui să se dea, dar nu întotdeauna l-au ascultat. În cartea Proverbele este scris în capitolul 11, versetul 13: cine umblă cu bârfel dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Să fim oameni de cuvânt, cum spune și în Psalmul 15, să nu mai luăm vorba înapoi. În capitolul 25, versetul 19, scrie de asemenea: ca un dinte stricat și ca un picior care își căpătează, așa este încrederea într-un stricat în ziua necazului. Te lasă vorba aceea când ți-e lumea mai dragă. Să fim așadar vigilenți, dar în ceea ce ne privește pe noi, să fim oameni de încredere. Și dacă n-am semnat, dacă doar ne-am dat cuvântul, să rămânem pe cuvântul care l-am dat. Știți din Scripturi că neîndeplinirea unei juruințe, a unui angajament dat, era pedepsită de Dumnezeu. Chiar dacă cineva s-a pripit, numai femeile scăpau sau fetele, că puteau soții și tații să repare graba. Dar în mod deosebit în dreptul unui bărbat, ceea ce spune trebuie să rămână și să dovedească încredere. Și un ultim punct, dar nu lipsit de importanță. Încrederea în propriile puteri, resurse spirituale, intelectuale, fizice, materiale, care e o necesitate, ne conștientizează de ceea ce avem drept și de ceea ce putem face. De exemplu, ne angajăm la o lucrare ca un meseriaș. Avem încredere că putem să zidim, să te încuim. Dacă te ridici să cânti o cântare, ai încredere că te ajută vocea, că știi melodia? Cum spune Solomon, Eclesiastul 9, cu tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta și știi puterea, cât poți să iei în spate, un sac de cât, de 40 sau de 80 de kilograme. Dar atenție, încrederea în sine trebuie să fie doar în condiția suportului divin și adesea ajutorului uman a celor din jur, adică să spunem, vedeți, totul pleacă de la Dumnezeu, dacă va voi Dumnezeu. Înțelept este cuvântul acela din Iacob, din capitolul 4, de la versetul 13. Ascultați acum voi care ziceți, asta sau mâine vom duce, vom sta, vom face, vom câștiga și nu știți ce aduce ziua de mâine. Că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi, din potriva, trebuie să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă făriți cu lădășirile voastre, orice laud de felul acesta este rea. De să nu ne încredem în noi înșine, să nu fim ca bogatul acela din pilda descrisă Domnul Luca 12. Iată ce voi face. Am mai făcut? N-am mai ajuns să facă. Bine spune în Proverbe 3, încrede în Domnul în toată inima ta, nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu în noi ne încredem, că noi suntem limitați. Și limitele noastre pot să cadă dintr-o dată. Se întâmplă un accident vascular, un inel la coloană, un nerv, o fractură, nu mai poți, te-ai îmbolnăvit și o gripă te pune la pat.
Și dacă te bizui pe puterea ta, iată cât de înțelept este să spunem, eu cred că pot să fac un lucru, anume, dacă Dumnezeu mă va ajuta. Cum este prezentat într-o poezie, pare mi s-a fratele Ioanid, despre un om necredincios care avea o soție credincioasă și l-a spus, mă duc la târ, fac așa, fac așa, și a zis, dacă vrea Dumnezeu, cum dacă vrea Dumnezeu, zboii mei, eu cer prețul, banii sa mei, i-a vândut, a fost prădat, a fost și lovit și a ajuns seara mai târziu acasă cu lecția învățată și când a bătut la ușa a întrebat, ea cine? Și el a zis, soțul tău, dacă mai vrea Dumnezeu. Da, că toate depind de el, toate sunt în mâna lui. Dacă o închide sau o deschide, ne vedem noi limitele, cât ne lasă. Nu sunt oameni tari prin sine, ci numai cât îngăduie Dumnezeu. Iată și câteva exemple, pe scurt, dar consider că ne solidifică mai bine învățătura, o fixează mai clar. Două negative. Tamar. Asta spun pentru fete și scumpele noastre surori. Încrederea trădată, 2 Samuel 13. Știți episodul. A fost înșelat și tata, a fost înșelată și fata și a ajuns să stea numai cu băiatul în cameră, care a scos pe toată lumea afară, ci că altfel n-avea poftă de mâncare. Beata fată nu s-a prins, am spune noi, a necinstit-o și apoi a alungat-o. Unde trebuiau să fie limitele încrederii? Să-i ducă mâncarea, cred, dar să nu rămână numai cu el în cameră. Dar poate am spune, dar era fratele ei. Oarecum era o familie mai mare, nu era ca acum când locuiau toți în aceleași camere, că nu erau de la aceeași mamă. Atenție, fetelor, surorilor, bărbaților, că și femeile întind curse, o, câte îmi trec prin cap, numai din câte am auzit la mărturisiri. Nu vă expuneți, păstrați limitele încrederii în siguranță. Alt exemplu, Gedalia. Au amintit despre el că împăratul a avut încredere în el. Și oamenii. Era un om care l-a ocrotit pe Ieremia, un om cu teamă de Dumnezeu, dar la un moment dat a primit o sesizare, scrie în Ieremia 40 de la versetul 14, că Iohanan, fiul lui Careah, i-a zis, știi că Baalis, împăratul amuniților, a însărcinat pe Ismael, fiul Netania, să te omoare? Dar Gedalia, fiul lui Ahicam, nu i-a crezut. Și i-a acordat lui Ismael încredere care a venit la scurt timp și l-a omorât. Da, sunt oameni în care nu trebuie să ne încredem. A fost o încredere înșelătoare cu costuri mari. N-a murit numai el, au murit mai mulți. Ce trist. Să fim așadar atenți. Nu toți oamenii sunt serioși, nu toți au intenții curate. Iată două exemple pozitive. Iosif. Un om de încredere în toate împrejurările. De încredere pentru tata, că se duce la frat și găsește. De încredere pentru Potifar, că scrie în Genesa 39:4. Că l-a pus mai mare peste casă lui și a încredințat tot ce avea. Și lui a rămas grija numai să mănânce. Nu mai avea nicio grijă. Numai că nu era de încredere și nevasta lui Potifar. Dar Iosif a fost de încredere și în privința asta pentru Potifar și pentru Domnul mai întâi. Nu și-a permis. A fost de încredere în închisoare. A fost de încredere în postul de mare vizir al Egiptului. Și a fost de încredere când i-a promis tatălui său, conform și scris în Geneza 47, că se va duce și îl va îngropa în Canaan. Om de încredere. Ce frumos! La serviciu
în relațiile interfamiliale, față de părinți, în poziții inferioare, în poziții superioare, om de încredere. Și când a murit tata fraților, s-au temut și el le-a spus credințele sa 50 de la 15 la 21, nu fiți fără teamă. Eu sunt de încredere, cu alte cuvinte. Port același nume, să mă ajute Bunul Dumnezeu și să ne ajute pe toți să fim cu adevărat de încredere. Că cineva ne spune o vorbă, să aibă încredere în noi. Dacă ne cere ceva și dacă promitem ceva, să fim de încredere. Un alt exemplu pozitiv, regele Ezechia și locuitorul Ierusalimului. În cartea a doua a împăraților, în capitolul 18, versetul 5, este scris despre Ezechia: și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel și de toți împărații lui, care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. Și a fost atacat de asirieni care tocmai cuceriseră regatul de nord, fraților, capitala Samaria, după asediu a fost luată. Și îi spunea Rabșac: în cine te încrezi? Te încrezi în Egipt? Te încrezi în Dumnezeu? Nimeni nu poate să scape vreo țară din mâinile noastre. Nu există precedent, ce vreți voi. Dar el s-a încrezut în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-a promis. Era o promisiune vechi de la David și au fost promisiuni actualizate prin Isaia. Dar ce este frumos aici, scrie în cartea a doua a Cronicilor, capitolul 32, relatarea paralelă de la versetul 6 despre popor. De ce vă spuneam pe parcursul lecției că cei ce sunt credincioși sunt oameni credibili. 2 Cronici 32 cu 6, a pus căpetenii de război peste popor și a adunat la el blocul deschis de la poarta cetății, vorbindu-le: inimile, sântăriți-vă și îmbărbătați-vă, nu vă teme, nu vă spământați înaintea împăratului Asiriei și înaintea întregii mulțimi care este cu el, căci cu noi sunt mai mulți decât cu ei. Cu el este un braț de carne, dar cu noi și Domnul Dumnezeu nostru, care ne va ajuta și se va lupta pentru noi. Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Deci când avem încredere în Dumnezeu, devenim de încredere. Este o relație foarte strânsă între acestea. Să concluzionăm afirmând că încrederea în Dumnezeu poate fi fără rezerve în limitele planurilor sale și cu condiția ascultării și credinței noastre. În Psalmul 31, versetul 19, este scris: o, cât de mare este bunătatea ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de tine și pe care și celor ce se încred în tine în fața fiilor oamenilor. Și Psalmul 91 stă mărturie despre cel ce zice spre Domnul: este locul meu de scăpare și tuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, Dumnezeu este stabil, este loc sigur de adăpost, numai că și cel care se încrede trebuie să silească să-și facă partea. Cum scrie aici de la versetul 14, fiindcă mă iubește, zice Domnul, că asta e ideea și în Romani 8 cu 28, că toate lucrurile lucrează spre binele și lor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume pentru cei cremați după planul său. Deci, depinde de planul său și de felul în care eu mă încadrez în acest plan ca să îmi fie Dumnezeu favorabil. Oricum, perspectiva mântuirii pentru toți, plus modul în care Dumnezeu lucrează pentru fiecare dintre noi în mod particular. În ceea ce privește relațiile cu oamenii, noi să fim oameni de încredere, iar cât îi privește pe alții, să fim precauți și să cercetăm care e relația lor cu Domnul. Nu suspicioși, dar atenți. Să nu fim, cum scrie în Psalmul 16:11, neliniștea mea, ziceam, orice om este înșelător, nu este neapărat așa. Nu ne putem încrede în oameni ca oameni, pentru că scrie în Psalmul 146, versetul 3, nu vă încredeți în cei mari, în fiii oameni, care nu este ajutor. Suflarul lor trebuie să se întoarcă în pământ,
și în aceia zile pierzi și planurile lor. Te crezi în cineva că te ajută, se întâmplă o schimbare politică, un faliment sau orice altă ceva se mai poate întâmpla și unde ți este încrederea? Să dobândim încredere în Domnul și cu asta să ne lăudăm. Cum scrie în Proverbe 2, că după ce îl căutăm pe Domnul, scrie versetul 10, primim înțelepciune, cunoștință și chibzuința va veghea asupra noastră și priceperea ne va păzi, că scrie tot în Proverbe 14 cu 15. Omul este zicător, crezi orice vorbe. Promite cineva, gata, se duce pe vorba lui și se întoarce cu mâna goală. Dar omul chibzuit ia bine seama cum merge. Deci nu se poate trăi fără încredere, dar să măsurăm încrederea începând de la Dumnezeu. Să nu ajungem ca în întâmplarea aceea care se spune că un om mergea cu cămila și un altul care era pe jos l-a rugat să leacă, doar îi poate duce pe amândoi. Nu au mers mult și cel luat să-i se facă un bine l-a aruncat jos pe stăpânul cămilei și a dat bice la cămilă. Și stăpânul rămas jos a zis, nu îmi pare rău de cămilă, că mai am. Da, îmi pare rău de binele care mă împiedic să-l fac de acum înainte, pe cine o să mai iau eu pe cămilă lângă mine, la gândul că poate să fie un înșelător. Și totuși, nu putem să călătorim singuri, trebuie să ne căsătorim la tinerețe, să încheiem un contract de muncă, să facem târguri, dar mai presus de toate, să încheiem un legământ cu Dumnezeu care e sigur. Cât privește relațiile cu oamenii, aceștia, repet, sunt siguri în măsura în care ei au o relație bună cu Domnul. Iar în rest, dacă avem de-a face cu anumite riscuri, să fie limitate, care să poată fi suportate și dacă pierdem ceva ce e trecător, nu e o mare pagubă. Cum a zis cineva, am pierdut într-o afacere, partenerii mei n-au fost serioși. Și celălalt a întrebat, da, credința ți-ai pierdut-o? Nu. Încrederea în Domnul este stabilă? Da. Atunci n-ai pierdut mare lucru. Binecuvântat să fie Domnul, spun la urmă, cum a spus la început, că ne putem încrede în El. Și Domnul să ne ajute să fim și noi ca El, oameni vrednici de încredere și de crezare. Și mai mult decât atât să ne dea călăuzire, să știm în cine și cât să ne încredem. Amin.